Oameni dragi, avem bucuria să îi avem alături pe doi oameni minunați care fac cinste țării noastre în adevăratul sens al cuvântului, amândoi povestind atât de frumos cu și despre Dumnezeu, încât iată-ne pe toți peste 2500 de oameni adunați și aici la Arad, pentru ca lângă Paula Hriscu, lângă grupul psaltic Tronos, Părintele Constantin Necula, pe care îl așteptăm să ni se alăture pe scenă, omul acesta minunat și providențial pe care Dumnezeu ni-l așează ca fiindu-ne contemporan și pentru care îi mulțumim lui. Pregăteam să plec, să știi. Dar în această seară nu a venit singur, ci este însoțit de un alt om minunat, Daniel Buzdugan. Deci Smeu și Buzduganul, să înțelegeți. Un om care, deși este om de presă și are sunteți om de presă om și cu siguranță îl cunoaștem și de fiecare dintre noi, dar cu siguranță misiunea pe care dumneavoastră o faceți pentru Biserica Ortodoxă se poate numi în adevăratul sens al cuvântului a fi un apostolat. Așa, nu știu, poate este prea mult, deși ar fi frumos să se întâmple așa. Foarte frumos a zis Părinte misiune. Eram la un moment dat, prima dată în viața mea, la Muntele Athos, la Mănăstirea Vatopedu, și eram la duhovnicul meu de acolo, Părintele Chiril, și ei, neștiind cine sunt, și m-am bucurat așa de mult, zice, tu cu ce te ocupi? Zic, Părinte, sunt, lucrez la radio, mai apar pe la televizor, mai prezint tot felul de lucruri, fac emisiune. Și Părintele Chiril mi-a zis, nu, tu lucrezi cu cuvântul, tu trebuie să faci misiune. Și cred că asta e cel mai frumos lucru pe care îl putem face cu toții, fiecare dintre noi, să facem misiune. Și vreau să vă spun că Aradul merită crucea asta. E un județ creștin, e un județ european, pentru că ce înseamnă Europa? Europa înseamnă filozofia greacă, dreptul roman și creștinismul. Și în seara asta, domnul președinte al Consiliului Județean a pus crucea pe județ. Foarte îndrăzneț, de altfel, discursul dumneavoastră când ați spus că tăiați de la sănătate și dați la distracție, la cultură. Să vedeți ce o să scrie presa. Nu, dar să știți că omul are dreptate. Eu, de vreo 12 ani, merg într-un loc pe care îl iubesc foarte mult, în afară de oraș în care m-am născut, Iași, și salutări prin mine în această seară de la frații moldoveni de dincolo de Carpați. Merg într-un loc care este cel mai sudic loc al Europei, se cheamă Insula Creta. Am prieteni acolo pe care i-am cunoscut la facultate la Iași, sunt foști colegi ai soției de la medicină, și stăteam și mă gândeam, zic, Doamne, de ce îmi place mie acest loc? Pentru că e frumos și în Italia, și în Franța e frumos, și în Portugalia, și peste tot unde este Marea Mediterană. Dar mi-am dat seama de un lucru, că sunt îndrăgostit de locul acela pentru că oamenii de acolo sunt împreună. Și cred că sănătatea unei nații depinde de acest împreună. Vă mulțumim că v-ați așezat în acest împreună al nostru și deja, iată, mulțumim, ați exercitat misiunea cuvântului la care vă invităm. Dăm legătura unui alt om de presă. Aplauze pentru Părintele Constantin Necula. Nu, mă uitam ce fain e să te uiți la alții la conferință, adică e fain tare. Mulțumim frumos că ați fost așa de răbdători. Îi mulțumesc Paulei, de fapt ați avut pe scenă două instituții muzicale în România, pe Paula și Părintele Mihail cu grupul Tronos. Vă fericesc, și m-am dus către domnul președinte și am spus că atunci când ați răspuns pe tine te fericim, a fost momentul de grație al județului Arad. Dacă mergeți mai departe cu fruntea sus, este pentru că din când în când, dincolo de nebunia lumii în care trăim, rămâne luciditatea de a fi ai Maicii Domnului. O să-i spunem domnului cancelar al Austriei că avem viză Schengen dată de Maica Domnului. Să-i ferească Dumnezeu să se atingă vreodată de ea, la modul în care încearcă să ne explice acum că nimic din ceea ce înseamnă trecutul comun al Transilvaniei cu Austria nu mai contează.
Jenant. În seara aceasta vom vorbi despre crede numai. Da, n-am spus. Înainte am avut o discuție cu părintele și a zis în felul următor. Dacă toți suntem aici și ne-am adunat, bănuiesc că este multe lume nespovedite. Vă așteptăm la spovedanie. Începem cu domnul președinte al Consiliului Județean. Da. Filmează și TV Aradu și apoi ați trecem înțeles, pe la toți. Ați înțeles ce greu mi-a fost să-l fac să nu zică prostii în seara asta, da? Mulțumesc. Deci noi am stabilit amândoi când am văzut că s-a urcat și părintele Mihail cu părinții de la tronă și a zis să plecăm acasă, că deja o să părăm ne la locul nostru. Și au cântat vădești... toți artiștii mari, noi ce cântăm acum? Da. Am vrea să vă spunem doar atât, că toată construirea acestui moment a fost ca să vă aducem aminte că sunteți vii. Vreau să rețineți. În Biserica Catolică și nu numai astăzi este Vinerea Mare. Și la momentul când s-a cântat prohodul Mântuitorului, când a cântat Părintele și a dat tronul, vreau să știți că e și darul sălii acestea pentru toate bisericile catolice din județul Arad. Și pentru toți ceilalți care își prăsnuiesc astăzi prohodul. Data trecută, când am făcut noi saună de aer cu cald aici în sală, după conferință a fost un comentariu foarte interesant al unui domn care spunea că Necula s-a dus să vorbească unora ca el. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc foarte mult! Și sper din toată inima să știți că între noi sunt și catolici și greco-catolici și penticostali și baptiști și adventiști și români și români și români și români și români și români, că România e creștină, nu e pusă pe garduri decât că vrem noi. Așa că, înainte de a trece mai departe glumind cu Buzdugan prin istorie, vreau să vă aduc aminte de un singur lucru. Când te întorci acasă, de peste hotare, umilit și călcat în picioare de foarte multe ori, fie chiar și europarlamentar, când treci granița țării și vezi tricolorul fluturând pe marginea județului Arad, ești acasă. Există o singură... Dai viteză! Da, dai! Scoți centura! Dai. Arunci pe geam! Te uiți la polițiști că nu sunt așa de răi! Știu, tu asta faci. Cunosc, știu, nu, eu n-am carnet, părinte, de-aia mi-aș. Nici eu n-am, așa că... Dar ce vreau să vă zic e să știți bine că atunci când vă văd oamenii se simt acasă. Și mulțumim frumos pentru asta. Mulțumim mult pentru asta. Uite-te câți oameni sunt și nu mai vorbi prostii, te rog, că nu ești la radio, da? În seara aceasta am vrea să vorbim un pic numai despre crede numai. Oamenii cred că a crede e cel mai inutil lucru din lume. Azi dimineață citeam un studiu al cercetătorilor cum că religia este nefolositoare lumii. Vreau să facem un test și vă rog frumos să mă susțineți. I-am dus domnului parlamentar european, am binecuvântare, cum să spunem. Vreau să vă întreb direct. Suntem 2000 de oameni și un pic, poate chiar 2500. Cine este pentru bacalaureat la religie în clasa 12? Pe un eșantion reprezentativ, cam 60%, da? Mulțumim. Să le transmitem că cercetătorii britanici din de la Arad au constatat că 60% din 2500 de oameni au votat pentru. Adică putem să ne jucăm cu cuvintele, dar nu acolo avem nevoie de religie. Avem nevoie de religie în viața noastră de zi cu zi. Bacalaureatul nostru este în fiecare clipă, în fiecare zi a vieții noastre. Cei care ne mai bat jocuresc să le fie de bine. Uite cât suntem. Părinte, dar da. Să ne amintim că alaltăieri, cred, s-a întâmplat la unul din cele mai bune licee din România, liceul Ion Creangă, acolo unde se intră foarte greu. Din București. Din București. Mulțumesc. Da. Se putea întâmpla oriunde. Da, și asta e drept. Cu acel copil care a pus... Da, știți foarte bine, nici nu vine să pronunț. Și mi-am adus aminte de ceea ce tot la Muntele Athos, unul dintre călugării români, a întrebat, la un moment dat eram în curtea bisericii acolo și ne-a întrebat, sunteți toți bărbații de aici, aveți copii? Zic, da, suntem toți părinți. Știți care e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă un părinte pentru copilul lui? Și fiecare dintre noi, am zis, educații, altcineva, zic, domnule, să muncim noi ca părinți, să-i lăsăm cât putem, că nu știu dacă vin vremuri în care copiii vor mai putea să-și permită să mai strângă, să mai facă, să mai cumpere o casă, o ceva. Altcineva a zis, domnule, să învățăm cu bunul simț, cu astea, cu... Și părintele a zis, nu, niciunul din lucrurile astea. Un singur lucru trebuie ca părintele, care va fi judecat atunci când
când va ieși sufletul din noi și vom ajunge la întâlnirea față către față cu Dumnezeu, ne va întreba Dumnezeu, ce ai făcut pentru copilul tău? Așa cum ne-a întrebat părintele de la Atos. Și a zis, un singur lucru trebuie să facă părintele pentru copilul său. Să-l pună pe Hristos în inima copilului. Și în momentul ăla copilul este puternic, în momentul ăla copilul nu va avea depresie, în momentul acela copilul nu va fi orgolios că cineva l-a supărat, va ști că așa cum Dumnezeu ne iartă și cum Dumnezeu nu este rațiune, Dumnezeu este iubire, așa se va comporta și copilul acela și va lua viața de la zero, fără droguri, fără alcool, fără alte lucruri neplăcute. Așa că, dragilor, puneți-l pe Hristos în inima copiilor voștri. Ideea, crede numai, vine din imaginea aceea pe care noi am străbătut-o în săptămânile trecute. Țineți minte că între duminicile care ne-au fost oferite drept țel în postirea aceasta Apostolului Mare, este una în care un tată, eu așa mi-aduc aminte, un tată al cărui fiu este bolnăvior, e lunatec, zice Scriptura, cădea de multe ori în foc, de multe ori în apă, s-a dus la ucenici și s-a rugat de ei și ucenicii nu prea, și îi spune așa lui Hristos, dacă ți este cu putință, fă să treacă de la el aceasta. Iar Hristos îi răspunde, dacă ai credință, dacă, crede numai. Cu alte cuvinte, acest numai, uneori e mai important decât crede. Această picătură de bine prin care ne lipim de Dumnezeu. Țineți minte, picătura aceea, sămânța aceea de muștar care poate să schimbe o lume și dacă este credință în inima noastră, cât o sămânță de muștar, adică invizibil. Nu vă gândiți că e muștarul ăsta de el mânca. E muștarul copăcelul care are o picătură cât un vârf de geană. Atât ne cere Hristos. O transparență de picătură în adâncul inimii noastre pentru ca să determinăm mișcarea munților din loc. Dacă vă îndoiți, uitați-vă la sala aceasta. O fărămiță de credință și s-a mutat un munte din loc. Suntem, de fapt, în pântecul unui munte. Suntem aici pentru că o picătură de credință ne-a mișcat dintr-o zi cotidiană spre una cu totul specială. De aceea vreau să vă rog să rețineți. Când vorbim despre credință, nu vorbesc despre credința mea, cât sunt eu de credincios, ci credința noastră, una sfântă, sobornicească și apostolică. Adică aceea pe care o mărturisim toți. De aceea când ne întreabă câte unul din presă, nu de la radio, că la radio e altă situație, părinte, ce părere are biserica? Îi spun tot timpul, măi oameni buni, biserica nu are păreri. Biserica are dogme și mărturisiri de credință. Și teologumene, dar nu știți voi de astea. Are dogmele alea pe care le înjură ei tot timpul, că tot nu pricep ce înseamnă dogmă. Adică dogmata docheo, ceea ce se mărturisește ca fiind luat împreună cu ceilalți. De aceea Constantin Noica spune că în sine cultura creștină, cultura umană sau cultura europeană începe cu sinodul de la Nicea. Că au stat de vorbă, au negociat, au zis mai dai tu o literă, mai pun eu alta. Credeți că așa au făcut? Nu. Cei care aveau de apărat credința și-au riscat viața. Dacă vreți, bunicul Europei e Sfântul Nicolae, pentru că a avut curaj să mărturisească că darul și harul nu sunt negociabile și nici cuvintele care fac ca mărturisirea să fie mărturisire. De aceea zic și eu cu Părintele Constantin Dogaru, atât de minunatul, cum se zice, analist, văzător al lui Constantin Noica, singurul filozof al întrupării lui Hristos în filozofia românească este Constantin Noica. De aceea este interzis celor care nu pun suflet în cunoașterea filozofiei române. Din acest punct de vedere, crede numai înseamnă, de fapt, crede întru numai. Fără să te dezbini, fără să privești cu aroganță, fără să rănești pe nimeni, dar crede întru credința ta ortodoxă. Deci frumusețea acestui numai, care leagă, nu desface oamenii. Crede numai înseamnă, de fapt,
că numai ăsta se leagă de celelalte trei virtuți. Nu? Totdeauna când Sfântul Apostol Pavel vorbește despre credință, vorbește numind-o între nădejde și dragoste. Am mai povestit noi o seară că dacă tot vrem să facem matematică de înaltă performanță, luăm combinări de trei luate câte două. Credință, nădejde, dragoste, oricum le întoarce, fără celelalte două nu poți supraviețui. Dar cea mai mare care e, părinte? Eu zic că dragostea. Da, așa e. Și nu o spun eu, o spune atât de minunat. Că dragostea, știți de ce e mare? Că ea nu cade niciodată. E cea care trece dincolo de mormânt. Ne uităm totdeauna, uitați-vă la părinții noștri când rămân singuri. Eu n-am înțeles ce înseamnă dragostea nu cade niciodată până n-am privit-o pe mama continuând să-l aștepte pe tata. Tata e plecat, e stins, e dus, e... Aduceți-vă aminte de chipurile mamelor și a taților care așteaptă să le vină soții și soțiile, sau mamele care așteaptă să vină din moarte înapoi copiii, sau copiii care așteaptă să le vină înapoi din moarte părinții. Bine a zis Paul acolo că dacă ajungem la judecată, acolo e hiba cea mai greu de dres. Suntem noi isteți până ne întâlnim cu moartea. Dar acolo e marea întrebare. Cine rămâne în urma noastră să ne cheme pe nume? Îl mic, pe numele Îl mic. Că noi toți scriem pe cruci, doctor, academician, inginer, domne, și titluri aveau pe... Domne, cimitire întregi de oameni de neînlocuit. De fapt, singurul nume după care ne cheamă Hristos e numele după care ne-au iubit părinții, soția și copiii. Și iubiții, cei care ne iubesc cu adevărat. Nimeni nu contează decât în măsura în care i-a făcut pe ceilalți să știe că dragostea nu cade niciodată. Deci a crede numai înseamnă a învăța că numai iubirea îți dă credința adevărată. Cum spunea și Pepe. Da. Numai iubirea, doar numai iubirea. Simțiți da. Că mă simte prea emoționat și mai dă o frână. De-aia e bun buzduganul la casa omului. Când să intervin. Da, da. Zi. Aș cita intervin. Și eu dintr-o doamnă. Aici, la doi pași mai sus, la Oradea, anul trecut, în decembrie, noi am făcut campania noastră pe care o avem în fiecare an, Orașul Faptelor Bune. Și la un moment dat aveam un caz destul de greu și nu prea suna lumea, nu prea era seară. Și la un moment dat a sunat o doamnă mai în vârstă, pe care o ajutasem zilele trecute, cu câteva zile înainte, cu niște bani de lemne, bani pentru copii care erau la școală. Fata ei era fugită în Italia, n-a mai dat niciun semn, a plecat cu banii. Era o situație foarte grea. Și la povestea doamnei respective, ea povestind foarte frumos, era de undeva din județul Galați, povestind foarte frumos, plângând foarte frumos, oamenii care ascultau povestea au sunat și au donat niște bani pentru ea, nici n-avea cont, femeia avea copii cont pentru alocație. Și la un moment dat, femeia ascultând, adică nu și-a văzut saci în căruță și a zis gata, mă, închide radio zu, gata, nu mai. Nu, femeia era legată de celelalte de situații, de celelalte cazuri. Și la un moment dat a sunat și a zis văd că nu prea vă sună lumea și nu, vreau și eu să donez 100 de euro. Păi zic, mamaie, cum să donez 100 de euro? Păi dar nu m-au ajutat și pe mine oamenii. Zic, mamaie, dar viața e scumpă, s-a scumpit viața, lăsați că o să sune, până la urmă reluăm cazul dimineață. Zice, da, mamaie, viața e scumpă, da. E mai scump sufletul meu. M-a închis. Și în momentul acela, telefoanele au explodat, că toți ne gândim la hidroelectrica, la Enel, la Engie. Cum a zis Einstein, îmi cer scuze, da. Am calculat doar viteza luminii și prețul ei. Exact. De-aia eu zic să gândim nu rațional cum gândea și Adam. Părinte, eu cred că Adam, da. Căzutul, el era rațional. Că dacă ar fi fost, dacă n-ar fi fost rațional, nu cred că ar fi... Nu știu. Îl întrebăm când îl vedem, da. Din punctul meu de vedere, n-avea cum să fie irațional, că Dumnezeu n-a făcut omul irațional, dar asta mai discutăm. Pentru mine, șarpele atunci a venit cel mai important lucru pe care l-am dobândit în anul acesta, de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, este să văd și dușmanul aproapele meu.
N-o să mă credeți, dar la un moment dat a fost o situație în care aveam de ales între a oferi ciorbă atacatorilor și ciorbă apărătorilor. Sigur că eram sub alte sigle, sub Crucea Roșie, și acolo nu-ți poți permite să alegi. Să știți că înaintea ochilor lui Dumnezeu și tristețea din ochii celor care ucid și tristețea din celor care, ochii celor care se apără este aceeași. Și e o nevoie marcantă de rugăciune. De aceea vă rog într-un fel sau altul, dacă încă ne mai iubim pacea în care locuim acum, rugați-vă pentru pace. Nu vă jenați să ziceți că vă rugați pentru pace, că e nevoie de multă pace. Nu uitați că avem o Rusie pe butoi lângă noi, la doi pași. Preasfințitul știe mai bine ca noi. E lângă noi, la doi pași. Nu uitați că fiecare conglomerat urban e un butoi de pulbere. Că fiecare județ e un butoi de pulbere. Că fiecare ratare în România e socotit ca un butoi de pulbere. Așa că dați-i săptămânii acestea patimii cel mai de preț dar. Crede numai. Crede numai că se pot ivizori păcii. Crede numai că nu contează atât de mult comentariile politice cât comentariul lui Dumnezeu la propria noastră viață. Crede numai că un cuvânt din Psaltire e mai de preț decât toate tratatele de pace ale lumii. Crede numai că toți copiii care au nevoie de liniște pentru a se întâlni cu Hristos vor primi liniștea de care au nevoie să se întâlnească cu Hristos. Crede numai. Să nu dați îndărăt. Ne-a ferit Dumnezeu de război ca să putem să ne vădim pacea, să ne putem vădi iubirea, să ne putem vădi disponibilitatea de a ajuta pe oameni. Am spus-o și când am fost la Curtici în trecut și mulțumesc domnului primar că e alături de noi. Am spus-o și atunci și o spun și acum. Onorant poporul care nu stă cu spatele la oamenii aflați în suferință. Onorant. Binecuvântat e Dumnezeul celor care dăruiesc. De la ciocolată până la ciorap de schimb. De la saltele până la apă plată, fără plată. Binecuvântat e cel ce întinde o țigară celui aflat în nevoi. Știu ce zic acum. Binecuvântat e cel ce suflă în căușul palmelor degeratului care ține arma în mână. Vă rog să fiți ceea ce are nevoie Hristos acum de noi. Oameni de pace, oameni de bucurie. Și noaptea sfântă când aprindeți lumânarea la chemarea aceea veniți, de luați lumină, sau mai corect cred că ar fi veniți de primiți lumină, vă rog eu mult, aduceți-vă aminte de toți cei care nu pot primi lumină și mai aprindeți o lumânare. Și aduceți-vă aminte și de cei care ar primi-o, dar n-au cum să o primească și mai aprindeți o lumânare. Și să nu uitați că pacea noastră, acolo în colțurile noastre de rugăciune și de bucurie, e pozită de oameni, aia de înjurăm noi tot timpul, de polițiști, de ISU, de medici, de cei care apără traficul aerian, de oamenii pe care nu-i băgăm câteodată în seamă. Străzile ni-s curate pentru că avem gunoieri destoinici, ne sunt cuminți apele la robinet pentru că cineva stă și păzește ca apa să curgă la robinetul nostru și curentul, cum e el, vine tot prin munca unor oameni care în noaptea aceea au nevoie de rugăciunea noastră. O Românie puternică nu poate veni din afară, vă dau scris. O Românie puternică vine dacă reușim să strângem la oaltă România puternică. Puneți-vă buletinele pe masă noaptea de înviere. Aduceți-vă aminte, cărui tricolor îi stă numele vostru scris de desubt. Și reînvățați să fiți ceea ce au fost ai noștri pe vremuri. Oameni care se sprijineau, se iubeau și își dăruiau, crede numai. Crede numai. Sau cum se spune în Ardeal, că suntem aici la graniță, nu mă crede. Nu mă crede. Nu mai ai crede. Cine mai știe astăzi că Vasile Goldiș, pe când era vorba aceea, dite mai absolventul de drept, era un om, o somitate, domne. Când a ajuns la Caransebeș și a fost pus, vă dați seama, un om cu atâta facultate, cu atâta școală făcută în limba maghiară, l-au pus să predea pedagogie la Caransebeș. Și omul a simțit că trebuie să reînvețe limba română. Și a învățat-o. Și a scris una dintre cele mai bune pedagogii în limba română. Cine mai știe că Octavian Goga? El știa bine, vorbește românește, dar era dificil că făcea
un pic acordul altfel în frază. S-a întâlnit cu Tăslăuanul, numai nu l-a bătut Tăslăuanul, la Budapesta. Studiau filologia română la Budapesta, dacă vă puteți închipui. Și-au venit să învețe înapoi limba română. Rebreanu. Nici mai știu, mai fi prin manual, nu mai fi prin manual. Ce am constatat e altceva, că după ce au scos Miorița, au scos și Baltagul. Ne ducem la custuri japoneze. Baltagul dăunează grav sănătății, nu? E violent Baltagul, e rău. Desenele animate japoneze sunt pline de sfinți, de ciocolăți ambulante. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să reînvățăm limba română. Îi spuneam domnule europarlamentar, îngrădui să spun prietenului meu, măi oameni buni, știți de ce e nevoie de biserică în societate? Să nu uităm limba română. I have a dream. Să nu uităm limba română. Simțiți că cel mai corect se vorbește limba română în biserică? Nu vine preotul să zică, pis, fie cu voi. Nu vă bagă în ceață, nu vă trainărește la biserică, nu face coaching cu voi la catehism. E normal. Vorbește... cu PowerPoint. Nu cu PowerPoint mai scăpăm și noi. Unde? Depinde. N-ai unde, că sicoane, n-ai cum să faci PowerPoint. Ăla e PowerPoint-ul nostru, știi? Cine își mai aduce aminte că de fapt nu ne putem salva decât cu ceea ce avem, nu cu ceea ce visăm că am putea avea vreodată. Ce avem? O biserică. Ce avem? Un popor, o națiune, o tradiție. Cine vrea să ucidă un popor, îi fură tradiția. Așa că, rog-vă, credeți numai. În sală sunt niște arădenci foarte drăguțe care în momentul ăsta culeg întrebări. Fetelor, puteți aduce prima tranșă? Hai! Aoleu, pe tranșe, vă dați seama ce ne așteaptă? Promitem că terminăm înainte de 12 ca să prindeți sâmbăta mare, bine? Hai că citesc, da. Citește, hai. Cu dedicație. Știi să, da? Da, bineînțeles. Are ochelare acum. Care este modalitatea potrivită pentru părinți de a sădi și de a păstra ortodoxia cu tot ceea ce presupune ea în inimile și comportamentul copiilor, în condițiile în care aceștia, supuși atât de educativi, nu știu ce... Presiuni. Da. Cum îl ții pe copii alături de tine când atracția lumii îl fură? Să zic eu? Da. Păi dând de exemplu. De exemplu. Când Maria, fetița mea, vrea duminică, tati, îi merg la cai astăzi, nu? După biserică, mergem la biserică, stăm la Sfânta Liturghie, spunem crezul Tatăl nostru, după aia ne mai jucăm jumătate de oră, când noi mergem la o biserică undeva pe DN1 lângă Isu. E o biserică de lemn a unității militare și mergem acolo. Și vin foarte multe familii tine. Și de multe ori se întâmplă ca ei să se trezească dimineața și zic, hai repede la biserică, că după aia trebuie să mergem la călărie. Deci, fiind un exemplu tu, ca părinte, eu zic că asta e soluția. La un moment dat s-ar putea ca copilul să o ia razna, cum am luat-o cu toți. Dar e sămânța aia care a fost plantată acolo în inimioară și peste câțiva ani, nu știu, poate pe la 20 ceva de ani, băi, ce zicea mama? Ia să dau și eu o fugă la biserică. Ia să mă duc să mă spovedesc. Ia să ascult ca pe vremuri deniile cum mergeam cu bunica la țară, la Stănița, în județul Neamț. Știi, te apucă așa o nostalgie a binelui. E o treabă pe care eu am învățat-o pe vremea când nu ne era rușine. Țineți minte că în România aia în care nu eram educați, făceam practică tehnică de asta, menghină, dădeam la pilă, la dăstea, pila nefiind în vremea aceea doar o modă. Da? Și era o vorbă acolo care mi-am adus aminte zilele trecute. Maestrul nostru s-a stins în săptămâna trecută și l-am pomenit cu drag, înjura ca un birjar, dar nu despre asta voiam să vorbesc, ci despre faptul că spunea, nu forța piesa că se rupe. Nu forța materialul. Dacă te prindea că îi rupi materialul din forțare, se supăra pe tine. Cu copiii, idem, ibidem. Nu forțați materialul. Sunteți voi în forma cea mai bună.
Deci când ziceți că e zăpăcit și nu stă în biserică, aduceți-vă aminte cum stăteați când erați mici. Erați numai cu ochii acolo. Abia așteptați câte un tropar, cum a cântat părintele, 15 minute troparul din Joia Mare. Deci nișul era sub strană. Toți mergem la biserică, mici fiind, mânați de dorința de a-i bucura pe bunici, icoanele, de a ne bucura de darurile bisericii, de a-i bine anafura să fie proaspătă, coliva să fie din destul și bomboanele să fie cinstite, nu trucate, da? La băieți e mai ușor, de exemplu, că da. Luca al meu își dorește să meargă la... Că intră în altar. La biserică, cum? Intră în altar. Intră în altar, da. Că părintele de la biserica de unde mergem noi, ia pe băieții și bagă în altar și iese cu lumânarea. Da, da. Așa poate fi făcut și cu fetele. Dumnezeu să mete, le oprim acolo și ele vin cu noi cu lumânarea. Eu am așa un obicei care sigur că nu este canonic, dar nu, acum dacă am zis-o, am zis-o. Le mai chem când ieșim cu darurile și le pun câte o cruciță în mână. Jumătate pleacă cu ele acasă, dar nu-i deranjant că vin duminica viitoare, că știu că au ceva de adus la biserică. Țineți minte, copiii nu sunt duși la biserică, copiii aduc la biserică. Aveți parolul meu de onor că gălăgia făcută de copii în biserică a lipsit cel mai mult la pandemie. Pibabele am avut cu noi, foșgăiau pungile pe ascuns, bodogăneau pe la colțuri, făceau ce făceau. Dar copiii... Cei mai simpatici sunt când oftează înainte, predică părintele, uneori uită să aterizeze, da? Și când termină, ei care sunt cu gândul la potir imediat, când au oftat, e gata. Cea mai bună lecție despre prezența copilor în biserică am primit-o la canonizarea Sfântului Andrei Șaguna. Când l-au adus pe, ne-au adus acasă bătrânul din Rășinari. Omul care i-a zis împăratului că mai bine mi-ajutai biserica decât să mă faci baron, că de baron suntem sătui. S-a întors Șaguna acasă pe afet de tun, adus de trupele Academiei Forțelor Terestre sub onorul generalului care conducea unitatea aceea specială. S-a dat onorul cu gardă de onoare, cum se dă unui comandant care se întoarce acasă pe corabia lui. S-a ridicat drapelul tricolor. Nu alt drapel, în Sibiu. S-a cântat un pic și apoi, când se intre în pescările catedrale, unde trebuia să fie cântat pentru prima dată troparul Sfântului, s-a făcut o liniște totală. Și s-a auzit de la balcon un copil făcând... Când copiii oftează că se întorc sfinții acasă, înseamnă că biserica și-a făcut datoria. Să țineți minte, nu le dați copiilor altceva decât sfinții din biserică. Nu le vorbiți potlogării, nu-i pune să facă nimic în plus. Dar dați-le sfinții. Ei vor da oftatul și chiar când nu o să vă placă, o vor pleca, ca noi toți, cum a zis Daniel. Vor face năzbâtic, ca noi toți. Nici noi, slavă Domnului, nu suntem perfecți, niciunul. Avem copii în sală? Nu, niciunul. Sunt copii în sală? Sunt. Copii, la 3, 2, 1 și oftăm cu toții. 3, 2, 1 și... Sunteți prea cuminți. Ce oftat, ce oftat bun avem. Stați, părinți, încă nu merită aplauzele. Copilași, la 3, 2, 1 și oftăm din tot sufletul, da? 3, 2, 1 și... Acum oftează mămicile? De ce Dumnezeu nostru iubitor și iertător a făcut genocid atunci cu arca lui Noe și Sodoma și Gomora? Pentru că orice tată serios face curățenie în curtea lui. Pentru că orice tată serios face curățenie în curte. Nu o lasă cuprinsă de jigănii. Da. Este păcat să meditezi? Răspund eu. Primul zic nu, că poți să ajungi și președinte. Da, depinde câți bani iei. Da. Deci e păcat cu meditația? Deci asta cu meditația este să nu te ducă la levitație aici totul. Deci mă, oameni buni, părinții bisericii ne învață că este o meditație la... Și e foarte bine să meditați. Vedeți la ce meditați. Că Europa este atât de sincretică în ultima vreme încât meditează numai la lucruri care levitează. Adică tot ce zboară se mănâncă.
adevărata meditație este la cuvântul lui Dumnezeu. Să stai să-L gândești, să-L torci. Aici e și frumusețea. Când preoții vă spun predici care nu vă sunt pe inimă, sunt două defecte. Popa n-a meditat, dar nici voi n-ați meditat la ce vrea să vă zică popa. Așa că suntem închit, nu mai dați vina pe noi, da? Că suntem prea puțini ca să putem să fim chiar așa de vinovați. Da, e musai să mergem la biserică, că am auzit tot felul de lucruri, care, tot felul de oameni care spun, eu pot să mă rog la copaci, dar n-am văzut niciun om să se roage la un copac. Doi aia care după ce au ratat copacul în accident, da. După ce au intrat în copac și n-au pățit nimic, tot se roagă la copac. Doamne, unde? E bine să nu glumim cu lucrurile astea. Eu cred că o mare parte din vină o purtăm noi. Cei care ar trebui să vă spunem rugăciunea se adresează unei persoane. Ok? Cine crede că e copacul persoană, ok? Pastiluțele le-a mici roz, dreapta sus în farmacie. Să terminăm cu prostiile. Ce părere aveți despre căsătoria între emoții? Ce părere aveți despre căsătoria între un penticostal și o fată ortodoxă? Eu zic că dacă fata e ortodoxă, poate să-l schimbe. Bă, dacă e bărbat și femeie, e bine. Deci e bine. Auziți, eu vreau să vă doresc succes. Să rămâneți în iubire. Bine, deci la noi tot mai greu e să se îndrăgostească oamenii. De urât avem motive full option. Dacă vă iubiți, uite, ne rugăm. Bine? Ne rugăm să fie bine. În general, să știți că eu conștientizez că această problemă apare doar după ce vă îndrăgostiți, nu în timp ce vă îndrăgostiți. Bine? Câtă vreme sunteți îndrăgostiți, Doamne miluiește. De ce ne îndrăgostim, de ce nu trebuie? Na. Răspuns la prima întrebare. Părinte, ați susținut medici și campania de vaccinare. Ce părere aveți acum de aceste vaccinuri? Au omorât atâția oameni? Întreabă. Eu am susținut medici. Cine poate spune că am susținut campania de vaccinare, îl rog să se dezvaccineze. I-am auzit pe foarte mulți împărțind lumea, România acum între înțepați și neînțepați. Dar știu și între țepari și nețepari. Când am ieșit în față și am apărat medicii, o voi face tot timpul din două motive. Sunt oameni care își pun viața pentru noi și vă rog frumos, când vă e rău la spital, să vorbiți despre cine stă lângă voi, nu când stați pe Facebook și mâncați rahat cu prune. Și doi, nu am susținut campania de vaccinare cum s-ar fi vrut. Am avut de rezerva mea maximă, mi-am expus-o de fiecare dată, cum eu voi expune până la capăt. Vă rog frumos să ascultați ce spun eu, nu ce cacao mănâncă alții pe seama lucrurilor spuse de mine, cacao mult dăunează clar limpezirii cerebrale. Noi am murit mulți și vaccinați și nevaccinați, stați liniștiți. Se moare pe șosele prost făcute, pe autostrăzi în care toți puștanii, ca să nu zic puțoii, cred că sunt piloți de curse, se moare în spitale și în școli, se moare pe stradă și singuri în apartamente. La Sibiu a murit o doamnă al cărui soț era paralizat și n-a apucat să sune la salvare decât foarte târziu. Se moare de singurătate, se moare de bine și se moare de rău. Stați cu minți. Moartea nu vine doar prin înțepare. Ce vreau să vă rog este să nu confundați planurile și să înțelegeți că în condiții de război cel mai rău este să manipulezi neputința oamenilor de a vedea adevărul. Succes! Care sunt asemănările dintre o femeie independentă, realizată și o femeie tradițională? Nu știu, vă zic cum e la București. O femeie realizată are bolă în filipineză, cealaltă soacra sau își crește ea, își duce copilul și îl... Na, ar fi o părere. Nu mă bag. Cercetătorul britanic, aici prezent... Moldovean. Da. Din punctul meu de vedere este ca aia, cu familie tradițională și netradițională. Pe bune, dar ce ne-am născut din fier compact, toți suntem pe bază de sudură. Eu nu-i mai înțeleg pe oamenii ăștia. Deci dacă ai tată, ești dintr-o familie tradițională. Dacă ai mamă, e mai tradițională. Penibil. Vă rog frumos, nu mai mâncați clișee pe pâine. Că o să ni se ia pâinea și rămânem doar cu clișeele. Părinte, a zis de cacao mai devreme și am primit ciocolată de la Salonta. Bravo.
Perfect. Mulțumim, Seretlec, CEO, Kösönöm, Sipen. Păi, moldoveanu, vedeți? Mai ziceți că nu știu. Ideea este următoarea. Un om realizat niciodată nu se socotește realizat, ci se bucură de realizările tuturor celor din jurul lui. Așa te simți că ești un om realizat, că nu te roade invidia. Deci când ai un copil, te ai o singură invidie, că vrei doi sau trei. Asta înseamnă om realizat. Știți cum? Pentru, eu am învățat foarte mult de la o doamnă care e bolnavă, oncologică, o bătrânică, care mie mi-e dragă, că de când lucrez la Sus Inima acolo, văd mii de cazuri. Domnule, i-am întrebat, îți mai dorești ceva, bunică? Zice, părinte, nu-mi doresc decât să aud cum zici dumneata, amin, înainte să închid ochii. Bun. Asta înseamnă om realizat. Pentru că cine aude amin pe partea cealaltă, aude pe partea cealaltă, binecuvântat este Dumnezeu. Țineți minte, omul realizat e în liturghie tot timpul. Nu ratează nimic. Că face tocăniță, e în liturghie. Că spală rufe, e în liturghie. Că e acasă cu copiii, e în liturghie. Că e la servicii, muncește cinstit, e în liturghie. Terminați cu prostiile. Ce înseamnă om realizat în România? Văd că toți pleacă pe același drum. Vă dați seama cum fac viermii când mănâncă din unul care are câteva miliarde? Stau aia, se gândesc, își fac procese de conștiință. Oare să-i mâncăm și ochiul ăla care s-a uitat peste masa de joc politic și a furat cartea adversarului? Bă, fiți cu minți, fiți cu minți. Cam dur răspunsul, știu. Nu, mă gândeam ce înseamnă om realizat în România. Care are o casă la țară. Are și la bloc, stă la bloc în centrul orașului, dar are și o casă la țară. Aha. Să duce acolo frumos. Se descrie acum, vedeți? E, nu. Pe mine cel mai tare mă impresionează altceva. Generații întregi de români au dorit să fie la oraș. Da. Și da? Acum... Au tras, domne, s-au zbătut, au făcut carieră, erau frezori, mașiniști, dăia. Acum toată lumea vrea la țară. Că de oraș ne-am lămurit. Nu simțiți asta? Toată lumea vrea la țară. Când ai o casă la țară, deosebit. Măi, oameni buni, vă dați seama ce sănătoși la cap erau strămoșii noștri? Nu mișcau din sat, frate. N-aveau fițe, n-aveau aia. Apropo, să vârșim cât mai e metru pătrat? În adâncime sau? Părinte, vreau să vă întreb o chestie, că da. N-am auzit întrebarea asta niciodată. Ia, te rog. Sunt sigur că ați avut situații când mergeați la un om care mai avea câteva clipe, câteva secunde, câteva ore, poate o zi. Părinte, cum e înaintea morții? Cum a simțit părintele Constantin Necula când s-a dus să dea împărtășania pentru ultima dată unui om care... Slavă Domnului că nu știm niciodată că e ultima dată, că a murit acolo lângă ei. Dar e clar că respiră altfel și ți se adresează altfel. Pot să vă spun că suntem un popor de curajoși, în ciuda faptului că sunt niște potlogari în timpul vieții altfel, dar oamenii își înfruntă cu foarte multă cordialitate plecarea. Cel mai tare dintre toate m-a impresionat când o mămică cu mulți copii, ajunsă femeie în vârstă, s-a stins chemându-și toți copiii lângă ea, nu mai putea vorbi, mai mișca un pic ochișorii și le-a zâmbit. Și în zâmbetul ăla s-a stins. Înaintea ochilor ei era tot ceea ce... Cariera ei se împlinise. Cei 8 copii erau acolo. Că alții cresc unul și jumate noi cu ei. Deci vă rog eu mult. Încercați să gândiți la plecare ca la o venire. Nu? Pe vremea când aveam căi ferate și gară, venea trenul, dădea semnalul, ne urcam în tren și plecam. E vreunul dintre dumneavoastră care nu și-a dorit în copilărie să meargă cu trenul? Toți ne-am dorit în copilărie să mergem cu trenul. Vă dau scris că toți copiii de astăzi, ai tuturor tipilor care conduc toate soiurile de mașini, de șmecherii, nu se dau îndărăt să se ducă cu trenul, că e o plecare sigură. Toți plecăm sigur. Slavă Domnului că am și venit să gustăm din frumusețea așteptării în gară. Restul sunt povești. Și am mai învățat un lucru, iartă-mă un pic, Daniel, n-am văzut oameni mai curajoși decât cei care au trăit frumos în timpul vieților. Mă, ăștia care s-au înjurat toată viața lor cu vecinul, cu ăla de deasupra, cu ăla din stânga, cu ăla care avea aceeași nuanță la carnet. Deci ăștia înjurăcioșii, ofticăcioșii, doamne, ăștia mor greu, le stă în gât.
cei care au fost blânzi, buni, calmi, iubitori, pleacă împăcați. Mi-a zis mie o tanti, că Dumnezeu să o odihnească, înainte de a se stinge. Ce părinte, plec, nu că n-am altcum face, ci pentru că n-am altcum dori. Nu că nu am altcum face, ci pentru că nu am altcum dori. Suferise femeia aia ca un câine. Știți? Pe cruce ne urcăm singuri, dar de pe cruce ne dau jos alții. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Atât. Restul, povestioare. Putem să... Ia uite pe câte unii cu viața după moarte. Cu... Ușurel. Cel mai scurt capitol în dogmatica ortodoxă este despre eschaton și despre nu atâta de o avenire, cât despre viața noastră după moarte. Ortodoxia nu tricotează jersee pe măsura prostiei fiecăruia. Ce știm sigur e că e o judecată particulară și una finală. Între cea particulară și finală se vădește forța bisericii. Am mai auzit pe câte un nene care s-a lăsat de teologie și s-a apucat de tot felul de alte de vocații, alte vocații, spunând că n-are rost aia, n-are rost aia. Sigur că pentru cel care nu crede n-are rost nimic. Dar pentru cel care crede, știe sigur că cel ce își pune viața pentru aproapele său e cel mai mare dar pe care poți să îl dăruiești. Când te duci și dai o mâncare sănătoasă și bună unui om flământ, îți spui și spui, uite, asta e din partea lui tata, că el nu mai poate, dar pot eu. Eu, pentru că tata m-a învățat să nu las nicio mână întinsă, mai câte un înger mare, un clopoțel face cling, cling, cling. Se mai bucură Hristos de câte un gest de genul ăsta. De când milostenia în numele celor plecați e interzisă? Am ajuns mai rău decât precreștinii, că și ăia credeau că nemurirea sufletului poate fi susținută prin gesturi de cordialitate. Așa că cei mai cordiali oameni cu viața sunt cei care și-au dat suflarea. Nu îi mai interesează nimic. Stau acolo liniștiți, ăștia se agită, țipă, urlă, scoală-te, hai. Mortul n-are treabă. Și-a făcut datoria, stă liniștit și privește în interior, văzând pe cel care l-așteaptă în liniște. Noi ceilalți ne zbatem, sicrie, cu capac, fără capac, cu roată, fără roată, cu 5 la dus, 6 la pomeni. Cui dai pomenile? Da. Uneori numai neam, neapărat facem listă de invitați la parastas. El n-are treabă. Iar după o vreme am auzit că nu mai are treabă chiar deloc. Că nici sicriul, nici țoalele de mormântare, nimic nu mai contează. E, acolo începe, de fapt, lecția lor de viață și de moarte. Așa că... Cum explicați iubirea? Iubirea nu se explică. Este un fenomen și fenomenele nu pot fi definite. Nu se explică. Cum se explici, domnule, iubirea? Cum să explic eu că după atâta amar de vreme am în ochii mei ochii albaștri ai preotului care m-a întâmpinat prima dată în viața mea lucidă în seara de 14 septembrie 1977 când m-am dus seara la vecernie cu tata și a zice, ție nu-ți dau numai binecuvântare, uite, am un stilou nou. Dar eu nu știu să scrii. Vei ști să scrii și vei scrie. Când mă uit în urmea mamă, tot gândesc, băi, ce-o știut părintele despre mine că o să scriu atâtea cărți? Că la un moment dat nu pot folosi laptopul și tot la stilou mă întorc. O fi știut? Pentru un copil să-i dai în ziua în care îi este frică de ce începe a doua zi, să-i dai onorantul stilou spunând că va ști să scrie, înseamnă nu doar să-l încurajezi, ci și să-i dăruiești iubirea ta. Eu astăzi scriu din iubirea preotului care mi-a dorit primul stilou. Mă uit la drapelul tricolor cu onor din dragostea bunicii care a fost exilată la Budapest 2 ani și apoi trimisă în exil la ruși. Anul ăsta, în ianuarie, când o fă frigul mai crunt, m-am dus pe Valea Vasărului să văd făina. De fapt, e faina.
Era locul unde se întâlneau pe vremuri Polonia cu Imperiul Țarist, cu România noastră și cu Imperiul Austro-Ungar. Mai puțin Austro. Da? Nu închipuiți-vă că în același sat, în 1913, bunicul mamei mele apăra hotarele unui imperiu, iar după, în anii 40, tatăl vitreg al mamei mele apăra România. M-am dus să le spun mulțumesc că acum și pe malul ăsta al Vasărului și pe malul ăsta al Vasărului se vorbește românește. Semn că au știut ce apără. Nu. Pot eu să uit că asta e iubirea lor? Cum să nu iubești tricolorul când pentru tricolorul tău, pentru tricolorul ăsta mânjit și aruncat acum în toate colțurile, sunt oameni care nu și-au pus doar viața, și-au pus veșnicia la bătaie. Că avem acum pe câțiva care nu se ridică în picioare la imn, e strict problema lor. Că avem jucători care se desmiardă pe teren ca niște fetițe. Vai, dar ce greu, e gazonul stricat. Uta aia care își rupea oasele pe pământul de la... Aia nu erau toți jucători de fotbal. Ăia ai noștri care se băteau 11 pe 11, că știți că la fotbal joacă 11 contra 11, nu contează restul. Ce n-ați văzut echipa a României bătând o echipă care avea și 3 arbitri în favoarea ei? Eu am văzut și n-am uitat. M-a întrebat cineva, nu vă spun cine, că va fi dat podcastul doar în Vinerea Mare, și e actor mare la Las Fierbinți, nu zicem că e Bobonete, m-a întrebat pe cine alerg între Dobrin și Hagi. Și am spus, România din ei. Oamenii ăștia nu merită mânjiți în studiouri de televiziune. Ne-au ridicat în picioare. Oamenii ăștia nu merită. Emerichenei, cetățean de limbă maghiară, nu? Până la urmă. Ne-a ridicat în picioare. Ladislau Beleni, Helmut Ducadam. Ne-au ridicat în picioare, măi, oameni buni. Copil fiind, simțeai că ți-ai recâștigat demnitatea de român. Ei, asta e iubirea, de fapt. Să simți că celălalt ți-a dat înapoi demnitatea. Că a iubi înseamnă a fi demn. A fi iubit înseamnă să fii demn. Să nu expui pe nimeni și să nu rănești pe nimeni. Cineva mai spunea la un moment dat că, dom'le, nu pot să iubesc, cum spune Hristos, iubește-ți aproapele. Cum să iubesc eu pe cineva care mi-a greșit? Păi, și am explicat, zic, tu în fața lui Dumnezeu greșești? Da. Și Dumnezeu cât e de mare te iartă, da. E, dacă Dumnezeu cât e de mare iartă, să iertăm și noi. Teoria asta rămâne la unul care zice da, da, dar la unul care zice, na, nu reușesc. Am eu un student care nu ne iartă nicicum. Nu i-am dat 9,99 cât a vrut, i-am dat 9,98 și ne înjură pe toți. Și am zis, bă, părinte, tu nu ești bun de popă că ții prea mult la preț. Zic, fii atent, problema ta nu e că tu ți-ai picat examenul, dar ții la preț, frate. Ții la preț. Aici trebuie să fii atent. Apropo de preț, cât mai e un botez acum în Biserica Ortodoxă? E prins cu fundare de 3 ori. Am înțeles. Nenegociabil. Okay. Da. Despre botez e vorba. E voie 2 perechi de nași la botez? Eu am mai zis-o și cred să nu mi-asă pete. Grijă la stors. Oricum, botezul face preotul. Lămuriți-vă. Ceilalți sunt simpli. Contribuabili. Nu. Asta e vina voastră, astora de la radio. Dar ăștia la alții care nu ne uităm la contribuții, știm că cei doi sunt martori. Atât. S-a cumințit, l-a zis, ce s-a liniștit, nu mai zice nimic. Deci, cei nașii sunt martori. Nu poți să ai martori oameni care n-au nimic de-a face între ei. Adică, or fie, eu mai pățesc așa că ăștia mai fac ai noștri în Ardeal, sunt șmecheri. Bagă câte un naș greco-catolic cu o nașă super-ortodoxă ca să-l ascultă pe greco-catolic și eu ambițios îi dau lui ăla să zică crezul. Și el săracul, cum îl știe de la el, mai scapă. Și zic, nu te pot da afară. Dar încearcă să înțelegi că intrarea prin efracție în taina bisericii se pedepsește și la biserica noastră și la biserica voastră. Deci fiți atenți. Un naș, pentru că este o credință, un botez, un Dumnezeu. Când schimbați nașii, riscați să rămâneți cu apa nefolosită. Lăsați-l pe copil să aibă o singură țintă de iubire. Restul, faceți-i pe ceilalți. Uite, când dacă vreți 2 nași, mai faceți unul și puneți pe următorii nași. Dacă ați vrut 3 perechi de nași, următoarea pereche, mai faceți unul și puneți pe aia 3. E logic.
Vă dați seama aia care aveau 17, 18 copii? Că-s naș. 18, 2, 36 și ca să-i țin hangul ori 3 milioane, mamă. 3 milioane. Mamă, ce ieșa acolo. Da. Bișniț. Bișniț, da. Aici avem de-a face cu o spovedanie deja, adică nu e... Nu e bine, nu e bine. Nu e. Așa zice omul, zice în felul... De ce arăți încolo, că poate încolo? Păi, cred că dincolo a venit. E dincolo. Intuiția. Bine, din masculină, așa. Care există și ea. Dacă un teolog a avut relații senzuale cu o fată, da, încerc să fiu diplomat, mai poate deveni preot având în vedere că îi pare rău? Nici nu comentez. Da, n-are rost. Nu. Cum? Păi să-i dăm speranță omului. Se poate. În cei 20 de ani de duhovnicie la facultate am auzit multe... Dacă râdeți deja, îl judecați. Da. Sau îl aprobați. Din punctul meu de vedere, din nefericire pentru noi, e tot mai greu să ții echilibrul într-o lume care te agresează efectiv. Eu îi doresc succes la pocăință și duhovnic să-l poată ajuta. Altceva n-am ce să comentez. Să știi că cel mai mult îmi place aici, că de obicei trimit la arhiereu. Și nu-i la mine mingea, e la el. Arhiereul știe ce să facă, cum să ierte, cât să ierte, dacă să ierte. Da, iartă de obicei. Și n-am văzut, să știi, niciun popă pur. Nu există. Cei mai buni preoți sunt cei care își pocăiesc păcatele. Crede-mă, știu pe propria mea experiență. Atunci ești bun când îți pocăiești păcatele. Deci ispita nu ocolește. Aoleu, e preot, lasă-l în pace. Nu din, ocolește. Din contră. Oh, magnet? Din contră. Care este sfântul preferat al dumneavoastră și de ce? Sfântul meu preferat? Doamne miliește, nu m-am gândit. Mie îmi plac toți sfinții, eu mă rog la toți sfinții. Nu am un sfânt preferat, mi-s dragi toți. Acum am împrietenit foarte bine cu Nichifor cel lepros, că tata a fost frizer, știți? Și Nichifor a fost și el frizer și am găsit ceva și mai povestesc cu el seara și îi spun, au sfinte, nu poți să faci un rai cu frizer să-l pui și pe tata acolo, să ascuțiți briciu, să mai întăiați și mie limba din când în când că vorbesc prostii. Sau, e sfinți care mie îmi plac foarte mult că sunt foarte umani. Pe mine mă bucură foarte mult că biserica noastră are niște sfinți foarte umani care au învins păcatul, n-au învins umanitatea din ei, sunt simpatici, sunt iertători. Reuitați-vă la Man of God, viața Sfântului Nectarie. Vă rog eu frumos, a trebuit să vină o sârboaică să facă un film despre un grec inalienabil care să ne facă pe români să ne îndrăgostim încă o dată fundamental de Sfântul Nectarie. Uitați-vă la film. Trecem toți prin greutăți, suntem rașchetați, suntem puși pe toate cele. E fain, eu cred că e fain să fii sfânt. Vă dați seama cum se bucură ei că le-au învins pe toate și vin să ne ajute. Și nu ne lasă, vă spun eu, nu ne lasă. Mie îmi confirmă pe zi ce trece tot mai mult și Sfântul Efrem cel Nou, ca și Sfântul Efrem Siru, și Sfântul Nectarie de la Eghina, ca și Sfântul Ioan Gură de Aur, și Sfântul Vasile cel Mare, că nu există etape și vârste ale sfințeniei, ci există o sfințenie care curge de la Hristos și se întoarce la Hristos. Știți? Am prieteni chirurgi care mărturisesc aproape de fiecare dată când ne vedem că în momentul când li s-a făcut Black Solution la câte o intervenție, se întâlnesc fie cu Sfântul Luca, fie cu Sfântul Nectarie, cel puțin e beton, cred că știe medicină că toate universitățile de medicină din lume. Tu vine la momentul potrivit. Îmi plac sfinții toți, pentru că toți sunt prietenii noștri. Niciunul nu ne judecă, niciunul nu ne dă cobră. Nu ți-e rușine, băi, păcătosule. Ați văzut vreun sfânt că face așa în biserică? Băi, nesimțitule! Ați văzut vreunul în biserică făcând asta? Pă, baba frosa, că e ea deșteaptă, zice, dar sfântul nu. Uitați-vă la ei cum stau acolo. Ai venit. Îți mulțumesc că mă vizitezi. V-am spus că în biserică ortodoxă e fain că ești coleg de bancă cu câte un sfânt. Te pui acolo în strană și tragi cu colțul ochiului, așa, și te uiți și zici... Sfântul Vasile cel Mare. Bom. Eu la liturghie, când mai întrece prin cap câte ceva, mă uit în stânga, e Sfântul Ioan Gură de Aur. Mă uit în dreapta, nu-i foarte bine că e Sfântul Laurențiu. Adică, ești între sfinți ca între colegi. Asta e frumusețe, asta e colegialitatea bisericii. Toți sunt faini. Unul mai fain decât altul.
Dar el mai fain dintre sfinți e Domnul nostru Iisus Hristos. Nu mereți numai la ucenici, căutați-l pe marele avă care este Hristos, care fiind Fiul Tatălui, ne descoperă în Duhul Sfânt frumusețea celorlalți ucenici ai Lui. Mereți înainte cu putere, nu vă temeți! Cred că acum câteva luni v-am sunat, părinte, cu o cunoștință, în legătură cu o cunoștință de-a mea, o mamă care a aflat că fetița ei, pe care ea spune că s-a ocupat să crească așa cum trebuie, și-a dat seama prea târziu că se droghează. Și întrebarea vine în acest spirit. Puteți să ne spuneți mai multe lucruri despre activitatea dumneavoastră legată de persoanele dependente de droguri și cum putem ajuta o asemenea persoană? Eu sunt un pic, cum să spun eu, stau în stal acolo la tratamentul drogaților, acolo sus la geam. Pentru că în arenă sunt colegii mei de la Crucea Albastră și ceilalți colegi psihologi pe care am în jur și care, împreună cu care ne ajutăm. Eu fac galerie mai mult în ultima vreme și leg oameni. Cred că asta e treaba preotului, să medieze între oameni. În niciun caz, copiii drogați nu pot fi ajutați, sau copiii care sunt tinerii care se droghează, dependenții de drog, nu pot fi ajutați dacă stăm cu spatele la ei. Deci drama mare a României este, și vă spun pe propria mea piele, de 25 de ani am spus directorilor de școli și colegii din diferite orașe și județe, băi, oameni buni, în toaleta voastră, copiii ăia se trag pe nas, în toaleta voastră își bag în venă, în toaleta voastră mănâncă caramele cu ecstasy, în coridor. Nu e adevărat? Noi avem copii inteligenți. Bă, n-are a face inteligența cu prostia de data asta. Pe cât îi de deștept, pe atât ai de dus cu plută la capitolul ăsta, că e manipulabil. Nu e adevărat. Bă, adevărul este că mi-a fost foarte greu să înghit nevederea organelor competente, ca să spun într-un termen larg. Ba mai mult. Doamne ferește să nimerești într-un viespar cu interese de la alte elemente în ceea ce privește traficul de droguri, că te trezești că e pe coajă. Și atunci, am creat cea mai bună posibilitate pentru mine, a fost retragerea în spațiul de la Crucea Albastră, de la Insula Speranței, un centru pentru femei, un centru pentru bărbați. COVID-ul ne-a obligat să aducem doamnele într-o clădire asemănătoare lângă bărbați și să facem terapia cât mai credibilă, iar de la o vreme, cu ajutorul colegilor de la Geneva, să reușim să facem și un centru pentru copii. Să vă spun unde e dureruța. Măi, oameni buni, cu ochii la sticle, că până acum când zici că e dependent de alcool, ți se pare că asta e joacă, tată. Ce bea aia? Râde toată lumea. Mai grav e altceva. În rândul tinerilor, au început pe iPhone cu jocuri, continuă pe la tot felul de case de pariuri și pe la case de jocuri, ca să nu uitați, funcționează în România cu acordul statului român. Așa cum în Ungaria funcționează fără acordul statului maghiar. Și din toată am constatat că copiii au asumat niște dependențe de jocuri cumplite, cu traume. Și acum ne chinuim să găsim soluții. Nu există dependență bună și dependență rea, nici măcar dependența de citit nu e sănătoasă. Trebuie să-i tratați de mici, încurajându-i să vadă adevărul și să se sensibilizeze la suferință. Un copil care află că un consum inadecvat de alcool și drog nu că doar dăunează sănătății, ci și îl face să-și piardă viața, e un copil care trebuie ajutat de mic. Începeți prin a vă controla pe dumneavoastră, nu pe ei. Prin a controla mediul în care îi trimiteți. Dar nu la modul că îi puneți, îl sunați din două în două minute când el merge la fete. La fete, sper. Dacă e băiat. Deci nu în controle de genul de ciocănitori, ci cultivând o relație sănătoasă cu ei. Să știți că nimeni nu ne salvează copiii decât părinții. Nu vă mai mințiți. Nu există în România instituții să protejeze copiii.
Astea sunt bancuri, sunt instituții care plătesc copiilor, care plătesc unor funcționari să facă ceva, dar nu îi pot proteja. Pe copii pot proteja părinții. Dacă începem de acum cu ăștia care avem mici, să învățăm să fie niște părinți care să-și protejeze părinți, copiii, am salvat peste 20 de ani România. Până atunci, facem ce putem. Atât. Cârpim nesimțirea noastră de 30 de ani la adresa sănătății părinților care să-și crească sănătoși copiii. Punct. Că nu e așa, avem cursuri de economie financiară, facem la cursuri cu capacele de la, pe seama capacelor de la diferite canale din oraș, educație socială sau cum se cheamă, facem cursuri dă. Vă rog frumos, cereți-le profesorul să facă un curs de mămici și un curs de tătici. Adică, colegele mele de clasă erau seducătoare mai cu seamă când făceau ciocolată de casă cu doamna la atelier acolo, când învățau să coasă pe etamină. Sigur că acum sunt lucruri depășite, nici etamină nu mai avem, ciocolata e de casă pe toate gardurile. E drept că gardurile sunt aduse din China, dar nu contează. Deci trebuie să ne revenim la sănătatea din tâi. V-ați întrebat vreodată câți oameni din Arad mai știu să frământe pâine? Dar nu cu malaxorul ăla care îl bagi repede să ți-l facă la cutiuță, cu infraroșii, cu extraroșii, cu megaroșii. Nu, nene! Băbuca aia de dădea cu pita în frământătură. De unde să mai aibă curaj omul să se schimbe dacă nu mai vede cum se schimbă pita? Asta e. Asta e singura problemă. Și de Pilates când mai? A, Pilates, da. Pilates și Pirates. Că după Pilates merg la Pirates, da. Of, of, of. Da, un tătic zice, e așa ceva retoric, zice, am decis să ne despărțim după 8 ani datorită faptului că nu ne mai înțelegem. Sau nu ne mai înțelegeam. Avem o fetiță de 3 luni. Am sperat în îmbunătățire, dar nu mai pot. Îmi pare rău, voi fi alături de fetița mea cât se poate. Cum adică cât se poate? Tot timpul trebuie să faci să fii alături de copilul tău, always. Adevăr că nici aia care suntem însurați bine nu stăm lângă copiii noștri tot timpul. Păi da, uite, eu sunt la Arad. Că da, sau eu tot la Arad, da. Ideea e că noi numai ne prefacem că stăm lângă copii. De fapt, copiii ne fac onoarea de a sta lângă noi. Cea mai plăcută întrebare a copiilor mei, weekendul ăsta unde mai pleci? Nu, ai mei mă întreabă, mai vii? Aici e. Asta era, le-am spus că, dar să știți că există în plecarea asta a taților o singură mângâiere. Doamnelor, să ne iertați că plecăm câteodată de acasă să mai câștigăm câte o bucată de pâine sau câte un pic de răgaz. Dar să știți că le-am spus copiilor mei, mă, tot e bine că plec, mă întorc, plec, mă întorc. Vine o zi când plec și nu mă mai întorc pentru că nu mai am cum și voi obișnuiți cu plecările mele, nu o să vă doar așa de tare. Mamă, ce tare explicația asta. Notați-o. Bine? Deci vine o vreme când nu o să mai putem. Credeți-mă. Când am trecut pe lângă cimitirul de la intrare în Arad, când am coborât de pe autostradă, după greva fermierilor, când am trecut pe lângă cimitir, mi-am adus aminte de fratele Moise Velescu, unul dintre vașnici ostași ai Domnului din Arad. Am privit, nu știu unde e mormântat în cimitir, am sărutat cerul și sunt convins că a ajuns la el. Sunt locuri din care, credeți-mă, nici nu mai merită să ne întoarcem. Așa că, ușurel, stați lângă copii atât cât vă încăduie copiii să stați. Eu sunt convins că avem copii suficient de decenți încât să nu ne dea afară din toate preocupările lor. Nu intrați cu bocancii. Am auzit de la o tanti, o mare specialistă, că trebuie să ne pupăm copiii doar când dorm. Aiurea! Doamne, pupați unde îi prindeți. Spuneți-i că iubiți. La școală cel mai mult le place. La școală, da, la școală între ceilalți. În curtea școlii, da. Adoră. Eu iei și două. Da. Mai ales de la 14 ani. Da. Dar ideea în sine este, spune, dar pupați-i fără ca ei să vadă. Da? Eu sunt atât de onorat de prietenia copiilor mei.
A puștului meu, părinte, de 2,06 m. Părinte, dar nu cred că mai ajunge să-i pupați, că l-am văzut pe Costi, băiatul, da. E po. Bine, acum el se lasă. Asta Ghiță Mureșan. Vine o vreme când noi ne aplecăm să-i sărutăm. Vine o vreme când ei se apleacă și e posibil să-i săruți. Dar cel mai important este când din ei se nasc alții către care te apleci să-i săruți. Nu faceți contabilități cât dați și cât luați de la copii. Lăsați-i în pace. Că despre ispita aceasta, să știți că toți după 8 ani am vrea să plecăm de acasă. Dar tot acolo ajungi. După aceea vine după 10 ani, după 12 ani, când ești cu capul, cu capsa pusă, îți vine să pleci din 5 minute. Nu vă mințiți. Copiii noștri nu pot fi mințiți. Ei simt și când stăm în casă, dar nu suntem acasă. Așa că mai bine ne rugăm și te ne rugăm în seara asta toți când mergem acasă, aprindem o stea de rugăciune și spunem: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pe tăticul ăsta care vrea să plece de acasă, miluiește-l. Nu-i da nevasta frumos. Perfectă, dar adu-i aminte cât de important este că nu perfecțiunea ne face să iubim, ci nevoia de completare a celuilalt. Doamne miluiește, Doamne miluiește, gata. Ne punem și facem nanii. El nu o să doarmă, că la câți îngeri vin pe el acolo, mamă, ce o să-i fac? Ce o să-i facă îngerii? Abia aștept. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Ce părere aveți, părinte? Ce părere despre ce? Despre reîncadrare, reîncarnare. Eu am tot spus, mie mi se pare o glumă proastă, ce să mai... Mă și văd, șobolan de câmp. Șobolan de pădure. Altceva ce aș putea fi, Doamne, prostalău sunt... Prostia am vorbit cât China, păcate am. Doamne, îți mulțumesc că nu ne reîncarnezi, ci ne mântuiești. Amin. Știți, cam așa. Ce vise pe oameni. Acum stai că mi-am venit în fire. Vă dați seama, între Hristos și Rai, tu să speculezi pe temir ce, pe un putregai, pe... Să fim serioși. Mi-a zis mie o doamnă că eu sunt o energie reîncarnată și am zis, mâncați-aș sufletul. Mamaie, zic, ai luat tare vodka de dimineață sau ai lăsat-o mai spre prânz, așa? Energie reîncarnată, auzi. Cum se poate explica libertatea diavolului ca ispititor al omului? Păi, eu vă atrag atenția că diavolul nu e liber. E un gardian arestat. Uitați-vă bine la el, e un gardian arestat, el este pedepsit la locul de muncă, printre noi. Că iadul nu mai există, locul de muncă s-a desfințat. E ca atunci când îi se desfințează unui director, știți cum se schimbă un director de direcție județeană? Se unește cu altă direcție județeană și mai dă o dată examen și postul ăla care nu este înghițit e dat afară. Ăsta, săracul, l-au dat afară din toate. Nu mai are direcție. El de asta cu noi, că nu mai are unde merge. Așa că lăsați-l, nu-i socotiți libertate, arestul. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, care se ruga, e singurul dintre sfinți, dar fiți atenți, numai el se ruga pentru izbăvirea lui. Vai ție, neputinciosule, neiubitorule, neînsemnatule. Atât. Cum putem crește în credință ca tineri? Eu aș vrea, dar nu mai pot, nu știu, n-am soluție. Eu mi-aș fi dorit în tinerețe să fiu un pic mai dus la biserică. După aceea mi-am dat seama că dacă eram dus la biserică la modul în care unii își duc copiii la biserică, ratam tot. Deci, credința în tinerețe este egală cu capacitatea de a iubi dușmanii. Fiți atenți! Îi zici lui ăla, dă-mă și mie să copiez. Nu-ți dau, dă-mă să copiez, te rog eu frumos, că dacă pii, gata, scurge gen. Nu-ți dau, mă, du-te de-aci. Hai, mă, dă-mă, mă. Nu-ți dă. E supărat pe el, îți vine să-i crăp capul. Până vin notele. Și tu care n-ai copiat, ai luat 5, el care nu ți-a dat să copiezi, ai luat 4. Asta înseamnă să ai credință, să crezi totdeauna că iei 5. Da? Nu-i... Credința tinilor nu invidiază. Eu n-am auzit tineri să spună: vai, părinte, sunt așa de invidios că colegul meu de bancă e mai credincios decât mine. Nu, frate, că între proști nu-i concurență. Ei se știu. Noi
de-aia e frumos să rămâi tânăr în credință. N-ai treabă, că ăștia maturizați în credință, plini de Duh Sfânt, care le văd pe toate, aici e deja o problemă. Da, ăștia tineri, suntem toți cu picioarele desculțe. Nu-i loc pentru iubire pe pământ, Ofelia pe ape s-a necat. Otelo e și el descăpățânat un pic, că nimeni nu mai citește Shakespeare, dăunează grav sănătății. Și atunci copiii ăștia de unde să învețe credința? Doar din iubirea bisericii. Cel mai fain la generația tânără îmi place că ne dă flit. Când nu-i convine ce vorbim, zice, pa! Când nu-i convine ce, cum cântăm, ce predicăm, ce spunem, zice, pa! Credința matură suferă. Stă așa cu minte, ce sărac. Ei toți gândesc, bietul popă, săracul de el, dar ei stau, nu mișcă, nu-i frumos să miști. Tinerii, pa! Pentru că ei nu mai vor să fie mobilă. Asta e cea mai mare, cea mai frumoasă trăsătură de caracter a credinței tinerilor. Refuză să fie mobilă în biserică. Punct. No. Sigur că cine nu vrea să fie mobilă în biserică, e tot timpul tânăr. Cum poate să fie omul veșnic fericit și să nu sufere o clipă de monotonie? After. After. Cât suntem before, suntem ca briefcorul. Agitați, mirosim urât, ne țâșnește. Nu. La canieț filma. Ce n-am văzut mort nefericit. Nu, dar eu am o altă explicație, că atunci monotonia e creată pentru proști. Pentru că nu poți să te plictisești. De fapt, monotonia e creată de proști. Exact. Da. Nu poți să te plictisești. Când stai acasă pe o vreme, da, plouă, dai drumul la un concert, mai citești ceva, eu mai intri pe Wikipedia. La concert, că eu adorm de la sunetul de ploaie. Da? Dar nu de dormit. De știți cum se controlează starea de sănătate psihiatrică a unui om? Reacția la, da, la ploaie, nu? Nu. Când pui patul în pernă și nu mai știi. Te trezești dimineața, te uiți, te minunezi, iar am dormit. Ăilalți agitați, supărați, îngândurați. Cel mai fain e când ești sărac. Când n-ai nimic, dormi, te rup locul, că Domnul îți dă somn. Cum ai 5 lei în plus la salariu, te gândești cum să-i cheltui. Aoleu, ce să fac cu ăștia? Sunt prea mulți. Vă dați seama, aia care au milioane, aia care au miliarde, ce groaznic se simt. Ei zic că-s fericiți. Aiurea, uitați-vă la ei. Cum să fii, Doamne, fericit că ții niște cizme din piele de crocodil? Pă bune! Păi la animal să-l porți în picioare? Nu? Că am fost în o excursie, nu știu pe unde, zice câte o țară de asta, de n-auzi nici Academia Suedeză să-i dea Nobelul. Ei se duc acolo. Ce ai mâncat acolo, băi? A niște... tot felul de animăluțe. Păi nu era o conservă de fasole frecată? Ce, uite, uite-te la salata asta de sfeclă roșie cu usturoi, mâncate-ar tata, aproape nimic. Bă, suntem un popor de bătuți în cap, auzi? Cea mai sigură țară a Europei, vă dau scris, cea mai sigură țară a Europei, e ultima reminescență a vechii securități, cea mai sigură țară a Europei. Și noi ne ducem să trăim sigur peste hotare, pe bune, la băieții care se joacă de-a pac-pacul? Mai... mă doare capul câteodată. Dar trece repede, pentru că sunetul de ploaie odihnește. Ploaia care va veni ne va izbăvi de toate. Ce n-am înțeles noi este că uneori liniștea nu vine din afara noastră. Țineți minte când erați mici la școală și doamna preda și era gălăgie în clasă și tot dormeați? De ce? Aveați o liniște în dumneavoastră, spunea, în clasă cu doamna nu mi se poate întâmpla nimic rău. A? E adevărat? Când mereați la sapă cu bunicii, căldură mare, domne, scădea, ziceai că acolo e polonicul fiert în cap. Nu te temeai, te duceai, fruntai toți brusturii și toate păpădiile. Că era bunica acolo care dădea siguranța biruinței tale pe câmpul de luptă. Ce băiat român n-a visat vreodată să fie general de oști înfruntând dușmanii? Câți dintre noi nu trăim în continuare pe seama jurământului pe drapel? Dacă avem o dramă în România de azi,
este aceea că nimeni sau foarte puțini mai jură pe drapel. Nu mai știu pe ce să jure. Jură de mamă, de bani, de bine, de ochi, de ochi. Nimeni nu mai are curaj să pună mâna pe drapel, să spună jur credință țării mele. Ați văzut, schimbă Biblia cu Constituția, Constituția cu... O să avem tratat de chiromanție dacă mai numim vreo doi miniștri de ăștia în ceață. E mod cert, în afara resursei crucii și resursei tricolorului, toate ploile care vor veni peste noi vor fi diluviene și ne vor face să ne pierdem sufletul. Așa că, nu neapărat muzică și concert, cât liniște, silence, il silenzio, il cuore silenzioso. Ăsta dă putere unui popor. Părinte, se poate găsi liniștea pe TikTok? Da, sunt convins. Dacă îl închizi, da. Dacă faci așa, pam, pam, nu, pam, îl închizi, pam, îl închizi și gata. Dar nu-ți trebuie atenție multă, nu, știi? E distributiv oricum. Da. Mă mai uit și eu la când mi-arată studenții câte una pe TikTok cu mine. Mă, cum le-a trecut prin cap? Sunteți pe TikTok? Da, ho, ia întreabă-i. Am fan club. Dar eu nu-l ating că nu mă uit la el. Eu nu-i înțeleg. De ce spun ei că spun eu aia? Că eu nu spun aia. Spun, dar eu pun așa acum, nu-i frumos. Plus că-s câțiva care au tot deschis acolo, ați văzut tot felul de conturi necula. Nu vă lăsați mințiți. Nu, am cum niciun cont. Am văzut că ați făcut un giveaway săptămâna trecută, dădeați iPhone. Da, sigur, sigur. Și papuci vietnamezi, știi, de aia, din coajă de mesteacă. Nu, alții m-au vrut președinte. Uite, o spun public pentru că tot timpul mi se cere să o spun. O voi spune și data asta. Nu îmi doresc altă funcție în poporul meu decât ceea ce sunt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales să fiu preot. Îi sărut picioarele. Oriunde mă voi duce, niciodată, în nicio situație, nu există nimic mai de dorit într-o țară decât să fii preot. Vă jur. Rugați-i pe aia care mai mănâncă cacao să aibă grijă că li se strepezesc dinții. Bine? Mulțumesc. Ai mei nu se înțeleg cu prietenul. Eu fiind la mijloc. Nu. E ceartă. De fapt, dumneavoastră noroc că eu parte. Fac haz de necaz. Păi ce să faceți altceva? Asta e. Nu sunteți nici prima, nici uitați-vă la Romeo și Julieta, Doamne iartă-mă, da. Au murit fata pentru băiat și băiatul pentru fată și aia nimic, nimic. Până astăzi, tot acolo e balconul, auzi? De fapt, problema nu e asta. Problema e că părinții dumneavoastră nu înțeleg ce vedeți dumneavoastră la el. Da? Deci ei vă înțeleg pe dumneavoastră, dar nu înțeleg ce vedeți la el. Mai am și eu câteva cazuri de astea, vine câte o fată, ce părinte, nu știu ce au părinții mei cu el, adu-l încoace. Mamă, mă aliez cu părinții în fracțiuni de secundă, adică. Te uiți la el, fratele meu, dacă ridică brațul, pădurea adormită. Un damf de inhalare continuă, adică. Băi, fetelor, pentru Dumnezeu, zic și eu ca doamna Budeanu, că ea e expertă în ultima vreme. Deschideți Dumnezeului ochii. Vă rog frumos. Vă rog frumos, deschideți ochii. Nu ne obligați pe ceilalți să-i închidem. Dacă au dreptate părinții dumneavoastră și când o să veniți un pic așa violacee pe ochiul stâng și cu mâna bandajată din motive perihoretice, ce o să spuneți? Cel mai simpatice sunt alea care se îndrăgostesc de alcoolici, de bețivi. Ce? Zic, tu, fată, dar nu l-ai văzut când vine la... Ba, l-am văzut, dar am crezut că pot să-l îndrept. Uh-huh. Să se schimbe pe da, parcurs. Da, da. Se schimbă, dar nu așa, nu prin măritiș. Da? Ci prin mărunțiș. Pas mărunt pe lângă el. Nu mai zic nimic, că vorbesc de funie în casa producătorilor de țuică. Am amorțit, părinte, stau în picioare în fața dumneavoastră. Mai așa. Mai. Zice aici un domn, cred că tot din partea aia. Nu știu, am ceva. Are cu stânga ceva. Afinități elective. Dacă sunt student la teologie, pot să mă căsătoresc cu o baptistă? Păi frate, zici că baptistele astea sunt niște aeropurtate, zici că e armata rusă, știi? Băi, bă, stai să mă ridic în picioare. Alo. Una, slavă Domnului că e femeie. Da? E un pas înainte. Dacă vrei să continui în preoție, este firesc să o rogi să vină spre ortodoxie. Dar vrem să o cunoaștem și noi.
Buzdugan, fii cu minte, te rog. Stai jos. Nu, că poate îi prezint nunta. Deci hai să, da. Uite, poate se face naș. Na. Nu, nu, nu. Deci vreau să vă rog frumos, în zonele etno-populare, atât de mari și de largi, e aproape imposibil să nu te îndrăgostești și de cineva de altă confesiune, dacă tu ești non-credincios, religios. Și bănuiesc că nu te-ai întâlnit cu ea la ea la biserică. Și nici la biserică la matale. Aveți grijă de locul de întâlnire și vedeți ce puteți să transferați. Dar eu o spun cu toată sinceritatea. Nu văd un preot, un băiat, student în teologie, care vrea să fie preot ortodox și să meargă la credincioși să spună: biți credincioși, și eu sunt preotul vostru ortodox, doamna este baptistă, dar nu contează. N-ai cum, adică nu-i comuniune, deși sunt convins, sunt oameni admirabili, excepționali. Grijă să nu vă deveniți dumneavoastră pastor la baptiști, că... Cum încurajăm tinerii să vină de la începutul liturgiei duminica? Să vină de la începutul... Dacă îți cântă bine o preotul, cântărețul, vin, dar dacă nu înțelegi nici tu, o matur, ce cântă câte unii... Trebuie să le oferi un loc în spațiul liturgic, să le spui: băi, oameni buni, sunteți bineveniți, dar de ce ar trebui să fie de la începutul liturgiei? Ah, da, stai, am uitat. Se prinde loc la... Deci, vă rog eu frumos, lăsați-i pe oameni să-și dezvolte propria lor prezență în biserică. Ei vor înțelege. Dacă preotul care slujește, vă dau un exemplu, dacă preotul zice corect, binecuvântată este, și explică de ce e binecuvântat și face o explicație frumoasă a liturghiei și face, ce să zic, proscomidia în fața altarului și le explică: uite, băi copii, ați învățat la școală asta, 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 uite cum se face, uite, hai și voi, vă dau și voi o bucată de pâine, hai să vedeți că și voi puteți face asta, învățați-vă, veți fi tăticii copiilor voștri, va trebui să știți să tăiați pâinea pentru copiii voștri, că ce fac eu ca preot, ce face un tată în familie, că asta ne-a învățat Hristos, că suntem o singură familie în care unii venim mai devreme și alții mai târziu la cină. Nasol e ăla care a plecat mai devreme, nu ăla care a venit mai târziu. Să ne înțelegem. Deci dați-le lor să, nu zice Mântuitorul, dați-le voi să mănânce. Adică, cereți-le copiilor să înțeleagă care e locul lor în toată zăpăcenia asta. Acum o să-mi cer iertare de ce o să spun, dar nu mă pot abține. Nu, mai bine, gândiți-vă o secundă. Nu mă pot abține. În urmă cu foarte mulți ani, mulți, mulți, nepermis de mulți pentru calculul meu matematic, am întâlnit o situație delicată într-o școală în care se băteau copiii ca turcii la Plevna, singuri. Și nu părea că vom putea rezolva nici cum situația. Am mers într-o biserică în care nu era sfințită într-adevăr și la momentul prefacerii, toată slujba până la prefacere, am luat fetițele, băieții în altar cu mine și la momentul prefacerii le-am chemat și pe fete, spre disperarea tuturor îmbăticatelor cu trei otite și cu ochii pe butelie, revin, biserica nu era sfințită, să ne înțelegem. Era un spațiu sacru până la un punct. Da, să știți că aș fi riscat, la vârsta fetelor erau, aveau 5-6 anișori. Erau rele, dar erau de 5-6 anișori. Și am făcut slujba, le-am explicat, nici nu le-am explicat nimic, au văzut cum se face. Au plecat acasă, asta era, țin minte și acum, ziua de Sfântul Nicolae. Era duminică, din 7 decembrie, din anul ăla, copiii nu s-au mai certat niciodată timp de 8 ani. Au fost colegi de clasă, cei mai buni colegi de clasă. Dacă nu le arăți împărăția lui Dumnezeu copiilor, cum să vină la ea? Pe desene animate nu merge. Să mă iertați, de la apă. Încercați cu ciocolată. O să fie mai rău. A, o fi de post? E de cacao. A, e ok. Cacao e de post. Da. Zacusca nu e de post, am auzit. Dacă are ulei și ulei în anumite zile și da. Cum? Apropo, că am avut discuția, m-a sunat o prietenă de la Cluj și zice: măi, că tu tot te mai duci pe la Atos, pe acolo, te mai duci nu știu pe unde. Fructele de mare. Am o prietenă care ține post cu fructe de mare. Neam de neamul nostru, pe toate văile. Am văzut că aici e lipsă de creativitate. Dacă-s de Apuseni... Cum e? Râul 1, râul... nu, stai așa. Vă dați seama cum erau în Maramureș la bunica, acolo pe Vișauă, cum curgea Valea Eliței, câte fructe de mare aveau aia în Maramureș. Doamne, stăteau, îi ținteau de sus,
când vedeau meduzele, nu se mănâncă, caracatițe. Am zis deci, să încerce cu fructe de pădure, cu toată mistreț, apa, cu toată, tot Olt era plin de caracatițe. Au coborât pe Dâmbovița, într-adevăr, dar nu toate erau pe Olt. Hai să fim serioși. Sunt lucruri pe care dacă spică bine, Doamne ajută. Ce, care e cea mai bună mâncare de post? Aia dacă spică bine și nu te doare stomacul. Că să postești și să ai niște dureri de la de stomac în care înjuri. Ce post e ăla? Nu? Și oricum, postul să ne lămurim. Postul sănătos e ăla care duce la liniște. Dacă tu mănânci 6 borcane de zacuscă cu 2 pâini de alea de pecica, nu știu de ce m-am gândit la alea, nu știu. Da? Dar nu știu de ce m-am gândit la alea. Nu știu. Adevăr că visez noaptea pâini de la pecica. Dar nu mai contează. Deci mie când mi-e foame, mă văd la pecica. Vă pot și zice unde, dar nu-mi e rușine. Cum au tăiat ei pâine acolo, domne, faite capul meu! Cum să te-ar ții, frate? Și mâncasem la pâine la liturghie, supărat că am mâncat pâine, multă. Există o bucurie a hrănirii. Să țineți minte, dacă postiți ca o trepele, cu gura pungă, am cumpărat niște năut haitian, fiert în lapte de cocos, m-a învățat o vecină, mi se lipește de proteză, dar nu contează. Da, nici în buibarea nu-i post, măi, oameni buni. Nu-i post, terminați cu prostie. Da, nici în buibarea nu-i bună. Așa am citit la Cazanie. Da. Nu-i bine să te... Păi nu, noștri nu se îmbuibă, stai liniștit că n-apucăm. Cum facem față stresului, anxietății, presiunii sociale? Mai râdem încât o seară așa. Știți că lumea zice că-s bufon, că vă fac să râdeți. Foarte bine. Dacă râsul ăsta v-a scos un pic din priză, e ok. Bine? Mulțumesc. Da. Deci putem lua în serios inclusiv râsul. Bine? Deci dacă îi vreți să ieșiți din stres, luați în serios râsul. Mai ales aia care umblă pe zăpadă acum. E un păcat să schimbi religia? Te botezi de 2 ori? Acum, dacă schimbi de la o religie de-aia extraterestră la una terestră, nu-i păcat. Eu am spus-o deauna, nu modificarea religiosului din noi este periculos, cât modificarea sacrului din noi este periculos. Ființa nu are valoare decât în raport cu sacralitatea din ea. Când ești conștient câtă sacralitatea e în tine, chipul slavei tale cele negrăite sunt măcar deși port rănile păcatelor, nu-ți poți permite, mă frate, să te duci la viermișori păroși. Să zici că acolo e adevărul. Stau de vorbă cu hipopotamul și hipopotamul mi-aduce fericire. Adică, da? Ușurel. Eu eram acum când am auzit cântările Paulei și ale părintelui, ale grupului Tronos, mi-a zis ce faină e ortodoxia, domnule. Natural, așa. Mai smior că e, mai un nod în gât. Poate să-ți placă, poate să nu-ți placă. Eu am oricum trebuie să-mi cer iertare public de la Paula, că am făcut un comentariu nesimțit odată la o televiziune, că e prea multă deznădejde câteodată în cântarea ei, dar am fost tâmpit, asta este, că de la poalele tâmpe și se pune. Dar ideea este că e important să nu urâți oamenii, să nu-i judecați din ură, să nu-i face să se înglodeze în propriile dumneavoastră neputințe. Nu-i om fără frustrare. Uitați-vă bine, toți avem câte o frustrare. Toți nu ne pică bine ceva, ficatul ne deranjează, am vrea să dăm noi câte un binecuvântare. Îmi auzi pe câte unul zice, Doamne ajută, de zici că acum ți-a gâtul, auzi. Deci toți avem câte... Dar important este iubirea noastră să prețuiască mai mult decât dorința noastră de a avea dreptate. Vă implor să n-aveți dreptate întotdeauna. Să nu vă impuneți dreptatea. Lăsați-i, domnule. Și când mai greșește omul, Eliore, că tot am mâncat ciocolată de salată. De Brețean. Da. Eliore, de Brețean. Un întrebare. Nu-i mai dau ciocolată de salon, dacă... Ce voiam să... De fapt, nu voiam să vă întreb. Voiam să vă propun ceva. Că mi-ați ridicat-o la fileu, cum se zice. Poate vorbiți cu cei de la Book Zone. Da. Să vă tipărească o carte, vă dau eu titlul, după aia conținutul faceți dumneavoastră, să se cheme cartea Poporul Român, de la Bate la Dumnezeu, adică când omul e în viață, un vecin, un prieten, o ceva, bate la Dumnezeu, la Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Nu, în banatia aia, cât Dumnezeu să-l ierte, ce să-i faci, n-ai ce-i face.
Nu? Așa se mergea în privec, la Gugulani acolo și de la Gugulani încoace tot. Doamne ajută, mai s-a dus asta. A fost odată la un privec, nenea care a murit pe bune, a fost lepra satului, deci ne-a chinuit pe toți, vii, morți, nevastă, copii, verișori, mătuși. Doamne, mă uitam la oameni, erau așa destinși. Și azi, bă, voi sunteți liniștiți că ați scăpat sau? Știți, părinte, ce ne-am dat seama? Ce? Acum, pe cine mai dăm noi vina? Păi cine mai dăm noi vina? Că până acum, când era scandal, însă ziceam, ăsta lui Rusu. Și când era ăsta lui... Adică, când iertarea e mai multă decât răutatea, biruiește iertarea. Nu o să scriu cartea aia niciodată. Punem pariu. Românul de la Buzdugan la cruce. Da, asta ar merge. De ce nu se poate ca o pereche de oameni creștini să se poată cununa religios fără a fi cununați la primărie? Foarte bună întrebarea. De ce te obligă... Pentru că această pereche de creștini este în primul rând cetățeanul unui stat în care cununia civilă arată că oamenii ăștia sunt serioși. Da, dar cum există statul paralel? Să fie pare și... Acum, biserica perpendiculară paralel. Nu există, deci biserica nu poate fi perpendiculară pe stat. E paralelă statului, slavă Domnului, dar în aceeași măsură are punctele acestea de referință. La noi, cununia civilă s-a impus odată cu Alexandru Ioan Cuza. Eu nu cred că e greșit. Eu cred că preotul trebuie să aibă un argument social, că duhovnicește, o familie vrea să meargă mai departe. În aceeași măsură, trebuie să vă spun că cel mai impresionant moment de cununie pe care eu l-am trăit vreodată a fost, pot să vă zic și unde că s-au stins amândoi, în Banat, la Ramna, lângă Valea Pai. Uica, era un uică care cânta la strană. Uica Pișta, îi ziceau. Un om pita lui Dumnezeu. Fost deținut politic. Nu putea, domne, să se cunune cu... El avea 86 de ani. Cu iubita vieții lui, care avea 82 de ani, de se știau de 60 de ani. Pentru că ea pierdea pensia de urmaș după soțul ei, care fusese deținut politic. Și rămâneau fără aproape niciun bănuț. Mă, și Uica Pișta, cânta el, trupul lui Hristos primi... Mă, nu putea primi cu trupul lui Hristos. Preotul tânăr, care a ajuns în sat... Finul meu, care m-a invitat să facem Paștele, Crăciunul împreună, a zis, bă, hai să o rezolvăm. Mă ridic în picioare, că mi-aduc aminte de oamenii ăștia doi ca de o biruință. Să mă ierte statul român, dar n-am avut ce face. Închipuiți-vă, noaptea de Crăciun, tot satul era întuneric. Ne-au luat preotesele, încă tinere, cred că acum n-ar mai veni cu noi că sunt mature. Am bătut la ușă la Uica Pișta. Ei dormeau. Părinte, ce s-a întâmplat? Am venit să vă colindăm și am cântat o ce veste minunată și în timp ce am cântat o ce veste minunată, am dat, casa era mare, dar ei dormeau în bucătărie. Am dat de jos de pe masă tot ce era, am pus Sfânta Evanghelie, cununiile, cele două sfeșnice. Eu am fost nașul lui Uica Pișta, care avea 86 de ani, cu soția mea, părintele cu preoteasa s-au cântat, în loc, n-am pus vin, că era chiar ajunul de Crăciun, nu era vin. Am pus noi acolo ce am pus. I-am cununat, i-am pijam în cămeșă de noapte lungă și el desculț în pantalonii în care dormea de pânză de aia bătută cu o cămeșă lungă. A fost cea mai frumoasă nuntă la care eu am participat. Toți se uitau unul, erau topiți. Nu le venea să creadă că li se întâmplă ora asta. Măi, oameni buni, nu le venea să creadă. Se uitau, s-au îmbrățișat, au cântat cu noi, Isaia dântuiește. Uite, și acum când vorbesc, Mă emoționez, spun, îi văd, știu că s-au stins de mult, dar îi văd ca înaintea lui Dumnezeu. Și când s-a terminat toată asta, ne-am pupat cu ei, ne-am luat tot ce am avut de luat, am cinstit cu ei o bucată de pită și am plecat. Vă spun, reacția mulțimii, nu-i glumă, dumnezeiasca liturghie, pac, îi zic lui Dan, zic, să vezi acum când ieșim cu frică de Dumnezeu și iese Uica Pișta cu tanti după el de mână și se împărtășesc. În momentul când a ieșit cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, ei doi s-au apropiat primii. Ca doi îndrăgostiți se țineau de mână, gata să se împărtășească. Hristos era acolo, fără niciun fel de îndoială, n-am avut nicio clipă îndoială asta. S-au împărtășit, când m-am uitat, eu nu m-am uitat spre biserică.
Când m-am uitat spre biserică, toți plângeau și au început să aplaude. Ăsta e sensul bisericii. Nu să fur statul, să-i fur drepturile lui, ci să-i spui statului, în cazul ăsta, tu greșești ca stat. Ei erau mirii perfecți, nu știu cum să spun. Nu mai aveau patim, Doamne, iartă-mă. Nu-și mai doreau să facă nimic. Erau la momentul în care spuneau, îți mulțumesc că m-ai însoțit, că ai trăit cu mine cancerul meu, rana mea, moartea mea. Păi de mine, deci eu cu nunie ca aia, m-am dus după aia și m-am părât la primar. Era și el acolo, a început să râde, ce părinte, dar nu-i... Dar nu face asta cu toți trimbulii în zi, frate, care nu sunt în stare să-și țină pantalonii pe ei și cred că așa se rezolvă viața de familie. Care vin la noi, știți, noi avem niște firme foarte bengoase și nu vrem să ne căsătorim, că după aia se amestecă contabilitățile între ele, dar vrem o logodnă dacă se poate. De parcă logodnă e un fel de ciurliburli, așa. Ceva de vară, simplu. Da, ceva de vară, scurt. Dacă se poate, pe lac, între două butoaie cu multă muzică. Adică, să fim serioși. Mai avem să facem cu unii la crescătorii de câini și mâțe. Că ea iubesc câinii și mâțele. Nu? Am pățit odată la o cununie în care pe atunci se mai putea face un pic afară și la un moment dat, nu știu ce, avea o nașa, cred că avea un câine, un ponei, nu mai știu ce avea, că nu, o găină, nu mai știu ce avea. Și poneiul a bruiat slujba, a căzut în lac și au lăsat pe popă, i-am stat așa încă vreo 10 minute până au scos poneiul la suprafață. Vin serioși, biserica nu este vidanjă de imoralitate. O face cu responsabilitate și în harul lui Hristos. Când s-a stins uica pișta, mi-a spus părintele că s-a dus, eu n-am apucat, eram plecat din țară, și a zis că era la fel, auziți ce spune? Ce bă, era la fel de frumos ca în seara aia, în noaptea aia când i-am cununat. A murit în păcat. Da, merea la mirele îl mare. Că a zis, băi, uica, ai răbdat atât, ai fost cu minte, n-ai făcut pasul în față fără să meriți la împărtășanie, ai stat lângă femeia asta, ai ajutat-o, ai spălat-o, i-ai tăiat unghiile, când alții ar fi aruncat, ai iubit-o, bă, frate, bă, și n-ai riscat să o pui într-o lumină întunecată niciodată. Și zice Hristos, bă, ui, capiști, mulțumesc, mă, ți-ai făcut treaba de bărbat, bă. Și bravo, l-a aplaudat și biserica din cer, eu sunt convins. Dar pentru asta trebuie să riscăm numai când e cazul. Mulțumim tare mult, oameni buni. Am epuizat și întrebările. Am epuizat și ascultătorii. Asta e lucrul cel mai important. Și o să ne amintim cu mare drag de această zi de dinainte de Flori. Când 2023, să mă asigur eu că postește în seara am fost asta. La Arad, asta e a mea. Azi două. Păi și azi două, pentru, da. Oamenii nu fac vrajba aici la Arad, nu ne bagă în ispită. Da. Înainte de a urca pe scenă pentru mulțumirile de final, făcându-mă un purtător de cuvânt al tuturor celor de aici din sală, un mare, mare mulțumim. Mulțumim. Părinte, aveți voce de radio. Da, poftiți. Eu vreau să vă mulțumesc și din alt motiv. Paulică, hai lângă mine. Vreau să vă mulțumesc că data trecută a crezut lumea că nu o să mai fie sala așa de plină. A zis, bă, nu o să mai vin. Vă mulțumesc frumos că ați umplut sala. Știți ce înseamnă asta? Că încă ne pasă. Cred că data viitoare mergem pe stadion la UTA. Nu, lasă UTA unde e ea, dacă se poate să se și salveze de la retrogradare, că nu folosește o cupa României dacă se nu stă... Se salvează, nu? Da, nu? Da. Sigur se salvează. Eu nu uit că mi-aș dori o finală cu Cluj, să văd și eu două echipe românești jucând fotbal. Ce rău am fost, m-am agățat, gata? Gata, să rămână. Mulțumim foarte mult, oameni buni. Mulțumim și noi foarte mult, îi mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru faptul că ne oferă prilejuri binecuvântate de acest fel în care, iată, să ne adunăm atât de mulți oameni împreună. În numele celor de pe scenă, vă mulțumim dumneavoastră tuturor celor care ați ales să petreceți mai bine de 3 ore jumate în această sală
prețuind în adevăratul sens al cuvântului timpul pe care Dumnezeu vi l-a dăruit fiecăruia. Mulțumim în mod deosebit celor trei erari care, iată, ne-au însoțit până la sfârșitul evenimentului, înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, preasfințitului Părinte Episcop Emilian și preasfințitului Părinte Episcop Ieronim. De asemenea, mulțumim domnului președinte Justin Cionca, domnului Ionel Bulbuc, vicepreședintele Consiliului Județean, domnului Răzvan Cadar, vicepreședintele Consiliului Județean, domnului europarlamentar Gheorghe Falcă, domnului senator Ioan Cristina, domnului deputat Sergiu Bâlcea, doamnei Gianina Pistru, domnului președinte Gheorghe Seculici, dumneavoastră preacucernicilor părinți, preaonorați, părintelui decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad și tuturor celor care, iată, ați petrecut timp atât de prețios în această seară. Crede numai, rămâne cu siguranță unul dintre evenimentele de referință ale județului nostru. Și pentru că suntem pe final și pentru că ne-am adunat aici și, cum spune Hristos, acolo unde sunteți mulți, o să fiu și eu cu voi, eu zic că înainte de culcare să folosim această ocazie să spunem împreună Tatăl nostru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, preasfântă născătoare de Dumnezeu, preasfântă trăime, ocrotește Aradul și ocrotește întreaga noastră Românie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să ne rugăm unii pentru alții, sărbători fericite! Și să fiți fericiți de sărbători. Seară binecuvântată. Doamne ajută. Doamne ajută. Adevărul e că putem să spunem șoptit: Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Atât. Doamne ajută.